FC Botoșani a început noul sezon fotbalistic cu dreptul. Echipa locală a obținut o victorie clară pe stadionul municipal în partida cu CFR Cluj, terminată de gruparea locală cu scorul de 3-1. Probabil a fost unul dintre cele mai bune meciuri disputate de FC Botoșani jucate în Liga 1 în ultima vreme. Chiar dacă au plecat jucătorii de bază a echipei FC Botoșani în Gado, Cabrera, Ivanovici și Hadnaghi, totuși elevii lui Leo Grozavă au reușit să pună pe teren jocul pregătit în pregătirile din vară. Cei trei mijlocași, Bordeianu, Vajvari și Fiulop, s-au completat perfect cu cei trei atacanți, Hergelegiu, Matuleviciu și Astafei, punând permanent presiune pe adversar și împingând jocul în jumătatea clujeană, astfel că elevii lui Miriuță nu au reușit să-și facă jocul obișnuit de posesie. Cu toate acestea, ardelenii au reușit să deschidă scorul în urma unui contraatac prin Jacolis în minutul 20. Ce a încântat publicul botoșenean a fost psihicul puternic al elevilor lui Leo Grozavu, care nu s-au lăsat intimidați de scorul de pe tabelă. Asta s-a văzut și în minutul 39, când Ișvan Fiulop a fost la un pas de egalare, dar a venit minutul 40, când Dimitrov l-a servit pe Astafei, care a centrat pentru Matulevicius, acesta din urmă doar îndeplinind o simplă formalitate. Astfel, pe tabela de marcaj, scorul a devenit 1-1. După 3 minute de la pauză, Astafei obține o lovitură liberă de la marginea careului. Ișvan Fiulop execută magistral, așa că în minutul 48, scorul devine 2-1 pentru gazde. Cu 10 minute înaintea finalului, Nicolae Mușat a trimis înșelător din careu, iar mingea l-a depășit pe Marc și a intrat la vinclu. Chiar dacă FC Botoșani conducea cu 3-1, elevii lui Leo Grozavu nu au renunțat la atac, aceștia ratând două mari ocazii pe contraatac prin Popovici și Bordeianu. La finalul partidei, scorul de 3-1 pentru gazde a rămas neschimbat. Victoria clară obținută în fața CFR-ului dă speranțe suporterilor, dar și celor implicați în activitatea clubului FC Botoșani să prindă un loc în play-off-ul Ligii 1.